Bună dimineața! Astăzi o să vorbim despre ultima stropire a viței de vie, adică la intrarea în pârgă. O să vă explic ce trebuie să folosim pentru a preveni intrarea putregaiului cenușiu, botrytis cinerea, și a viespii strugurilor, la viespea, la strugure. Eu întotdeauna, la intrarea în pârgă, am recomandat să folosim un produs pentru putregai, cum ar fi Teldorul, în cazul în care strugurele începe să absorbă, să începe să ia zahăr, să culoare, începe să se coacă, în cazul în care vine ploile, ca să nu ne intre putregaiul cenușiu, cel mai bine ar fi să prevenim cu produsul Teldor sau Switch, Rovralu, dar din păcate nu mai este. Și mai sunt și alte fungicide contra putregaiului, cum ar fi Pirus, Topsinu, dar sunt un pic mai slăbuțe. Întotdeauna, la intrarea în pârgă, când băgăm produsul pentru putregaiul cenușiu, e bine să l-ajutăm și cu un insecticid pietroid, unul de contact, ca să nu pătrundă în baba de strugure, doar să protejeze. Avem aici, vă dau un exemplu, să folosim insecticidul Decis, dar putem folosi și alte insecticide de contact, cum ar fi Fasterul, Karatezyon, Fastacu, Fury, etc. Ce pot să spun este că vă recomand cu toată încredere să-mi ascultați acest sfat. Și apropo, pentru cei cu strugurii de masă, dacă vezi, puteți folosi și un foliar cu mai mult, care să conțină, cum ar fi solfertul 10-5-40, care să conțină potasiu mai mult, care ajută și la un pic la coacere, ajută la transport, ca baba de strugure să fie mai rezistentă la transport, culoare, și ajută să și ia zaharină mult mai bine strugurele. Vă mulțumesc și dacă v-a fost de folos acest video, vă rog frumos să vă abonați la canalul meu pentru a vă ține la curent cu cât mai multe lucruri interesante și folositoare dumneavoastră. La revedere!